De la jurnalist la om politic este un traseu pe care românii nu-l prea îndrăgesc. Jurnalist de investigații în emisiunea În Premieră, Carmen Avram aducea în atenția telespectatorilor anchete ce stârneau interesul prin subiectele grele și dureroase. Astăzi este eurodeputat și pusă față în față cu realitățile dureroase ale fermierilor, Carmen Avram acumulează din mers informații, învață limbajul agricultorilor și al agriculturii. Chiar dacă nu toți fermierii au îndrăgit-o sau nu iubesc partidul pe care îl reprezintă, rugăm detractorii să intre în pauză și să asculte subiectele interviului nostru, toate legate de viața de fermier român fără viză Schengen. Eu am văzut o mână de om, o mână de femeie, ce în ciuda oboselii vizibile și-a găsit puterea să stea de vorbă cu multe persoane ce au abordat-o pe holul evenimentului și nu a refuzat interviul destul de lung cu noi. Îi mulțumim! Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. La congresul APPR a fost prezentă doamna Carmen Avram. A început discursul dânsei spunând așa: traversăm o perioadă grea care vine după o altă perioadă grea care anunță o altă perioadă grea. Motiv pentru care suntem alături de dânsa într-un interviu în exclusivitate la care să discutăm principalele probleme. Bună ziua, doamna Carmen Avram, vă mulțumim că ați acceptat interviul cu noi. O să vă rog să ne spuneți întâi de toate, să o luăm cu începutul. Cum e văzut fermierul în Europa? Fermierul de orice fel. Bună ziua, mulțumesc foarte tare pentru invitație. Pe scurt, fermierul în Europa e văzut teoretic bine și practic rău. Pe de o parte, îi se cere să asigure hrana pentru 450 de milioane de europeni, plus pentru oameni de pe alte continente. Pe de altă parte, îi se ridică în fața atâtea obstacole și îi se pun atâtea piedici și atâtea restricții, încât e foarte, foarte greu ca acest fermier nu numai să producă așa cum produce astăzi, dar e practic imposibil să producă în acest nou tip de agricultură, care este mult mai solicitant, o agricultură verde care are nevoie de mult mai multă apă, într-o perioadă în care noi avem din ce în ce mai puțină apă, într-o zonă în care ți se scot sau se încearcă eliminarea substanțelor chimice folosite pentru protecția culturilor fără a da ceva la schimb și o serie de condiții pe care fermierul european le respectă în permanență de ani de zile, fiind foarte conștiincios și foarte responsabil și foarte ascultător, și cu toate acestea, în continuu, el este blamat pentru mult, mult din ceea ce se întâmplă rău în domeniul poluării. Degeaba ne place de el și îi cântăm cântece de laudă și ode, dacă atunci când trebuie să facem ceva practic, îi punem bețe în roate. Cum este văzut în cazul acesta fermierul român de către Europa? Păi unii îl văd ca pe un pericol, pentru că fermierul român a crescut foarte, foarte mult într-o perioadă scurtă de timp. Noi am intrat în 2007 în Uniunea Europeană și 16 ani mai târziu ne batem umăr la umăr, suntem umăr la umăr cu țări ca Franța, de exemplu, pe exporturi de cereale și pe producție de cereale. Și, prin urmare, pe piață tot mai strâmtă, începem să deranjăm. Conspirație? Nu, e pur și simplu competiția firească într-o piață liberă și fiecare încearcă să scape de competitor cum poate. Nu putem scăpa de fermierul român, asta e foarte clar, decât dacă ținem morțiși și vrem să-i facem în continuu probleme ca să dispară fermierul european în general și fermierul român în special. Deci e văzut pe de o parte ca o competiție, ca un rival, pe de altă parte e văzut de unii ca un personaj care cere în continuu, cum ar fi egalarea subvențiilor, fermierul român fiind un fermier care trăiește din probabil jumătate subvenția pe care o ia un fermier occidental. Fermierul european e văzut ca un fermier care trebuie să se sacrifice atunci când intră pe piață milioane de tone de cereale dintr-o țară terță, Ucraina în speță, pe care vrem să o ajutăm cu toții foarte mult și atât cât va trebui. Dar în detrimentul nostru în cazul ăsta? Dar trebuie să găsim o măsură totuși să-i salvăm și pe ai noștri, pentru că acest influx de marfă i-a afectat foarte mult pe fermierii români și nu numai pe fermierii români. Am descoperit că și pe cei polonezi și pe cei din estul Europei în general, care au început să se plângă la aproape un an de zile de la începutul războiului, au început să vorbească destul de deschis și fără rezerve despre ce li se întâmplă.
Și fermierul european, fermierul român e văzut și ca un fermier responsabil care trebuie să contribuie la țintele fixate de Uniunea Europeană și la obiectivele Green Deal și la construirea agriculturii viitorului prin respectarea strategiilor și a legislațiilor care îi cer să fie tot mai verde, tot mai verde, tot mai verde. Deci fermierul european e văzut ca orice alt fermier din Europa, din păcate sau din fericire în unele situații, dar fermierul român nu traversează o perioadă foarte bună din istoria lui, după cum nici fermierii europeni, păstrând proporțiile, nici ei nu sunt în cea mai bună perioadă a lor. Haideți să ne comparăm în continuare fermier român versus fermier european. Au fost câteva discuții pe care dumneavoastră le-ați inițiat referitor la egalizarea subvenției. De când am intrat în Uniune, ne-am tot dorit să avem subvenții egale. Ce se întâmplă? Avem o deschidere mai nouă acum? Cred că putem profita de ceea ce se întâmplă acum, pentru că în urma războiului din Ucraina și în urma reacțiilor tot mai numeroase care au început să apară în ultima vreme, legat de modul în care este afectat sectorul agricol din Uniunea Europeană, s-a deschis această fereastră de oportunitate pe care ar trebui să o folosim așa cum fiecare stat din Uniunea Europeană se folosește de orice criză sau de orice schimbare pentru a câștiga ceva pentru sine. Am observat că în ultimele săptămâni s-a făcut un soi de front comun între guverne, miniștrii din țările baltice, chiar Polonia, Cehia, Bulgaria, România. Cei cu subvenții mai mici? Da, i-am auzit vorbind pe aceeași voce și m-am mirat pe de o parte, m-am bucurat foarte tare, pentru că în lumea asta cu niște reguli foarte dure și în care trebuie să te lupți pentru supraviețuire economică în permanență, e greu să vezi un nucleu așa de state care n-au avut relații foarte strânse, oricum nu la un nivel atât de mare, ca număr atât de mare. De regulă fiecare luptă pentru el însuși și conjunctural se mai aliază doi sau câte trei sau, mă rog, dar de data asta și din nenorocire Estul Europei suferă din pricina faptului că nu reușește să se alieze și asta îi dăunează foarte tare. Dar acum, în ultima vreme, am observat acest soi de alianță care se creează și m-am gândit că dacă suntem mai mulți care cerem asta și nu o să fim tot noi aia care cerem și cerem, în momentul ăsta putem să înfrângem și să învingem și să-i dăm fermierului român și fermierului este european ceea ce merită. Nu vreau să sune cinic, dar este un context care a pus România în situația de a da foarte mult. Fiecare țară din lumea asta, Uniunea Europeană sau nu, dă ca să primească ceva. Nimeni nu dă de drag, gratis, sau doar pentru că are el inima largă. Au găsit aceste discuții ale dumneavoastră eco în Parlamentul European? A venit comisarul să zică ceva? Da. Pentru prima dată, după 3 ani jumate de activitate, l-am auzit pe comisar, care este din Polonia și probabil că Polonia fiind afectată, a decis că e momentul să vorbească despre asta. Un comisar care a vorbit destul de mult într-una dintre audierii din Comisia pentru Agricultură și care au spus franc, da, aveți dreptate, e o problemă care trebuie rezolvată. Dar, a spus el, e o problemă politică. Ce vrea să spună este că trebuie să se implice guvernele din țările afectate, trebuie să, la toate nivelurile la care și în toate modurile în care se pot implica, aceste guverne au acum această portiță și un sprijin inclusiv de la comisarul Wojciechowski, asta e foarte clar, și o mică armată de state care sunt gata să lupte pentru asta. Mai trebuie convinse 2-3 țări. Aceste țări pot fi convinse la nivel diplomatic, prin întâlniri repetate, prin presiuni și prin arătarea sacrificiilor pe care acest sector le-a făcut în acest an și nu numai în acest an. Țin minte că tot dumneavoastră ați spus la un moment dat, într-o intervenție, ceva despre Planul Național Strategic. Cum am venit ultimii la școală cu Planul Național Strategic, cumva trebuia modificat. Cum vedeți astăzi Planul Național Strategic? Este ceea ce s-a mai periat ceva din ce trebuia? Da, i-am auzit astăzi pe fermieri și pe oameni responsabili spunând că acest plan național strategic, unii au spus că este suportabil, alții au spus că este mai bun decât cel din 2018 sau din alți ani. Deci, dacă la nivelul sectorului acest PNS e bun,
Dacă fermierii îl percep ca fiind în sprijinul lor, atunci nu trebuie să fie nimeni nemulțumit, pentru că fermierii știu exact despre ce e vorba. A existat o sincopă, să-i spunem, mă rog, pentru că nu găsesc acum cuvântul potrivit, faptul că a existat o diferență de timp între momentul în care au început însămânțările și momentul în care s-a făcut public PNS-ul. Și din cauza acestei diferențe de timp a apărut o problemă cu plata pentru ecoscheme, care se întârzie. Dar cred că dacă restul planului este pe placul fermierilor, e un preț, să zicem, suportabil pentru un PNS care vine în ajutorul lor. Păstrarea specificului de țară. Ne dorim subvenții egale, dar vrem să avem și un specific de țară. E clar că nu ne potrivim ca agricultură, nu ne potrivim ca dăunător cu restul țărilor. Câtă libertate are fermierul român prin europarlamentar, prin cineva și ceva, să spunem, să punem derogări, să spunem eu nu pot sau nu vreau să am ceea ce are Danemarca, Franța, oricine. Noi am avut tot timpul, sau nu tot timpul, dar marea majoritatea timpului am avut niște oameni care într-o mare de alți oameni care nu vreau neapărat să ajute și-au făcut datoria. Și în momentul de față avem niște oameni care își fac datoria și sprijină sectorul agricol. Și vorbesc despre domnul ministru Daia, vorbesc despre diplomații noștri de la reprezentanța României. Sunt oameni care sunt nu doar deschiși să asculte, sunt deschiși să lupte și chiar o fac pentru sector. În același timp, sectorul trebuie să știe și spună asta de fiecare dată, că sunt la Bruxelles niște oameni pe care poate nu i-au ales ei sau poate nici nu-i plac foarte tare, dar nu e important. Nu asta contează, nu contează să-l placi pe nu știu cine sau să fi votat cu nu știu cine. Trebuie să știi că oamenii ăia au fost trimiși acolo de România și că ei trebuie trași de mânecă să-și facă datoria și să sprijine sectoarele din România, așa cum fiecare alt europarlamentar din Spania, din Germania, din Olanda, din Malta face exact, pățește același lucru. Vine omul din țară, omul care l-a votat sau nu, și spune alo, urmează ceva. Interesul țării mele, interesul sectorului meu, interesul tău ca consumator, să zicem, este ca în actul, în documentul respectiv să nu apară sau să apară anumit lucru. Deci oamenii trebuie să știe că în mandatul ăsta, dar nu în ăsta, și toate cele care vor urma, fiecare român trebuie să știe că are nu numai interesul, dar are responsabilitatea și are dreptul de a apela la acești oameni care îl reprezintă la Bruxelles. Trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă, cred că toți fermierii, indiferent de culoarea lor politică, de zona în care activează, v-au simțit foarte aproape. Cum ați luat legătura cu atât de mulți fermieri și ați reușit dumneavoastră să asimilați atâtea probleme ale fermierilor? Pentru că bănuiesc că sunt mai multe voci care ajung la dumneavoastră. Da, noi avem o echipă foarte, foarte bună în birou acolo la noi, formată din oameni. Unii care au venit din Ministerul Agriculturii după ani lungi petrecuți în Ministerul Agriculturii și care sunt tobă de carte, alții care au învățat de la zero, de pe 1 iulie 2019 când au intrat în Parlamentul European, știau nimic despre agricultură și au ajuns în 6 luni să fie întrebați și consultați pe teme de agricultură, au învățat extraordinar de repede, și oameni care lucrează de dimineață până seara, care nu ignoră niciun telefon, niciun mail și nici un apel din partea nimănui. Și periodic, odată la 2 zile, ne uităm pe listele cu mail-uri, cu cereri, cu solicitări, cu invitații și în funcție de cum e agenda, merg sau nu merg, dar nu refuz niciodată pe cineva dacă apelează la mine doar pentru faptul că n-am chef sau că nu-i treaba mea sau întotdeauna când nu pot să merg undeva, nu pot pentru că sunt în altă parte unde am promis să fiu. Și din secunda în care am intrat în Parlamentul European și am luat Comisia de Agricultură exact cum am vrut din campania electorală, pe baza unor reportaje care s-au făcut la emisiunea pe care o realizam de către colegul meu care astăzi este în biroul nostru, deci am intrat în agricultură și din momentul ăla m-a mai întrebat cineva, de ce n-ai luat Comisia pentru Cultură? Nu vreau să iau Comisia pentru Cultură, pentru că am promis că fac agricultură. Și am învățat și mi se predă în fiecare zi, fie de către colegii mei, fie de către fermieri,
câte o bucățică din agricultură. Eu am să vă întreb, pentru că sunt cuvinte pe care și în fermierul român le știe cu greu. Neonicotinoidele, iată un cuvânt greu pe care l-ați învățat și la care aveți să ne spuneți. Avem, n-avem, trăim fără neonicotinoide? Ce se anunță de la Bruxelles? Neonicotinoidele sunt, au fost și rămân, văd, o problemă foarte mare, care a fost agravată în momentul ăsta de acea decizie a Curții de Justiție în procesul dintre un ONG și statul belgian. Există două școli de gândire, unii care spun că pe noi, pe români, nu ne va afecta în niciun fel, pentru că noi nu pulverizăm neonicotinoidele și acea pulverizare este cea care se pare că afectează viața albinelor. Știu că, spun se pare, pentru că există studii și așa și așa, nu vreau să neg, iubesc albinele și iubesc mierea de albine și știu ce ar însemna dispariția lor, spun doar ca fapt că sunt studii care spun și așa și așa. Deci sunt două școli de gândire, una care spune că pe noi nu ne afectează pentru că noi doar tratăm semințele, nu pulverizăm, și o altă școală de gândire care zice Curtea Europeană de Justiție s-a referit la neonicotinoide în general, fără să precizeze modul în care sunt ele aplicate. Deci trăim o perioadă de incertitudine, de așteptare, pentru că trebuie să vedem până când aflăm de la serviciile legale ale Comisiei Europene cum va fi interpretată decizia Curții de Justiție. Și după aceea, Comisarul pentru Agricultură va ieși și va comunica ce trebuie făcut. Dacă va fi în defavoarea României, noi putem să începem să luptăm cu asta, dar sunt convinsă că organizațiile de mediu nu ne vor lăsa să respirăm și se vor ține de noi până le vom interzice. Eu sper că în momentul în care, dacă se va ajunge la asta, să avem deja un înlocuitor pentru ele, pentru că aceste gâze, insecte pe care, dăunători pe care îi avem noi, nu prea mai sunt în restul Uniunii Europene și Uniunea Europeană, care ne spune nouă prin doamna von der Leyen că nu lăsăm pe nimeni în urmă, ar trebui să știe că țările trebuie tratate diferit, pentru că dacă le pui un tipar, unele invariabil vor rămâne în afara tiparului. Vorbim de același subiect, scoaterea unor produse fără a avea un înlocuitor. Ce facem cu directiva privind reducerea pesticidelor? Această directivă este foarte, foarte disputată în Parlamentul European. În momentul ăsta este pur și simplu blocată, pentru că există grupuri politice care nu vor să vorbească despre ea, nu vor să se apuce de ea. Au la bază niște studii? Au la bază bunul simț și faptul că Europa trebuie hrănită. Nu poți să-i ceri nu poți să-i ceri cuiva să-ți dea mâncare dacă tu i-ai aruncat mâncarea din frigider pe geam. Deci, și scos uneltele din curte. Oamenii ăștia au nevoie de ceva. Și în ceva ăsta intră mai multe elemente, printre care și substanțele de protecție a plantelor. Nu poți să ceri într-o perioadă în care boli de la animale sunt transferate la om, în care vedem o agresiune asupra naturii care a permis omului să intre în habitate ocupate pe vremuri de alții și asta se întoarce împotriva noastră și în care bolile încep să se răspândească atât de repede și atât de complicat. Deci nu poți să-i ceri unui om să nu se protejeze în timp ce îi ceri să-ți facă mâncare. Dă-i omului, noi înțelegem și trebuie să ne salvăm, cu siguranță, nu spune nimeni că nu trebuie să facem nimica, noi trebuie să ne salvăm pentru că lumea se schimbă în toate modurile și în special climatic. Dar întâi și întâi fă un studiu de impact, ce decizi, fă pe baza acelui studiu de impact și după ce ai făcut studiul de impact și ai decis, apucă-te sau chiar înainte de asta și oferă-i omului o alternativă. Cele mai multe sunt insecticidele, iar dăunătorii nu cred că au înțeles asta și să dispară, așa cum iată la noi avem... Sunt cam neascultători. Da. Trecem mai departe și o să vreau să-mi spuneți dacă există șanse ca în Europa să găsim noile tehnici de ameliorare genomică. Consider că n-am putut să explicăm, din păcate, consumatorilor ce înseamnă organisme modificate genetic, avem o șansă de a, prin ameliorare, să aducem astfel de plante. Ce zice Europa? Este la fel de reticentă cum o știam? Nu. La nivelul Comisiei Europene, sigur, părerile încă sunt împărțite, dar există tot mai multe voci care spun că aceste tehnici de ameliorare a plantelor trebuie folosite, e obligatoriu să le folosim,
Pentru că, pe de o parte, îi cerem fermierului să renunțe la tot felul de substanțe care îl protejează, îi cerem să supraviețuiască pe o secetă care durează ani de zile, îi cerem fermierului să supraviețuiască în tot felul de, de crize care trec peste noi și care ne iau totdeauna prin surprindere, îi cerem fermierului să facă foarte, foarte multe lucruri, ori fermierul nu se poate apăra. El are nevoie de un sprijin. Una dintre modalitățile de sprijin pentru acest fermier pot fi aceste tehnici genomice. Am întrebat și eu ce sunt, pentru că ca orice noutate, mă rog, trebuie să o asimilez documentând-o. Corect. Am înțeles că nu este vorba de o modificare prin altoire, prin combinarea de specii. E o unor particule de ADN. Da, care fie adaugă, fie scot exact. Ceva din plantă. Deci exact. Intri pe ADN și fie îi întărești o zonă astfel încât să fie mai rezistent la secetă, să spunem, fie îi scazi ceva astfel încât să fie mai rezistent la altceva. Deci, fără să-l mai acuzăm, așa cum a fost acuzat organismul modificat genetic, că vine cu un adaus de la altă specie. Și atunci, dacă vom... Deci e planta curată, doar care în plus sau în minus ceva care o ajută să supraviețuiască. Va înțelege Uniunea? Eu cred că va înțelege, dar Uniunea nu e neapărat reticentă. Noi am avut la Comisia pentru Agricultură destule discuții despre aceste tehnici genomice și vor fi din ce în ce mai multe, pentru că există cerere din partea sectorului european care are nevoie de alternativă. Ce trebuie făcut este, a avut o conversație permanentă cu publicul, care să înțeleagă mai întâi diferența, pe care Curtea de Justiție ne-a dat-o acum o săptămână și care ne spune foarte clar că o modificare genetică nu e același lucru, nu e egală cu o tehnică de ameliorare a plantelor. Deci Curtea de Justiție a verificat și ne-a spus totul în regulă, din punctul de vedere al siguranței alimentare. Acest prim meci, când a fost jucat, NGT-urile au fost asimilate OMG-urilor și de asta vă întreb în ce partidă, în ce finală suntem și dacă decizia că nu sunt OMG-uri este finală. Va ajunge imediat în Parlamentul European, curând, într-o perioadă scurtă de timp va ajunge în Parlamentul European și vom vorbi deschis despre asta, despre aceste tehnici în acest dosar și vom vedea, vom putea lua atunci pulsul nu numai a europarlamentarilor, ci și implicit al țărilor. Și vom vedea fiecare stat pe unde stă, dar personal nu cred că opoziția va fi puternică, pentru că sectorul agricol are nevoie de asta, se plânge în continuu că are nevoie de ajutor și asta l-ar putea ajuta. Ați mai învățat un cuvânt, drag fermierilor, și e vorba de glifosat. Cum stăm cu glifosatul la ora asta? Avem nevoie sau nu avem nevoie de glifosat? Fermierii spun că au nevoie și nu numai cei din România, mai sunt și alții care au nevoie de glifosat. Din păcate există această presiune pentru eliminarea glifosatului și ea va crește și va deveni insuportabilă dacă în vară EFSA ne va spune că glifosatul este cancerigen. Adică noi trebuie să așteptăm să ne spună EFSA, pentru că până acum au fost speculații și tot așa au existat studii care spun că e cancerigen, studii care spun că nu e cancerigen, studii care spun că e așa și așa, studii făcute de producători, studii făcute de organizații de mediu. E bine să avem totuși o opinie dată de experți și în momentul în care experții ne vor spune da, e bun sau nu e bun, atunci va trebui să ne fie să continuăm în liniște, fie să ne reorientăm și să recalculăm riscurile și beneficiile și în funcție de ce ne dă să stabilim cum mergem mai departe. În urmă cu, cred, 2 săptămâni v-ați întâlnit la Sofia, cred, cu cei din agricultură, în discuțiile despre întârzierea pașilor din strategia politică agricolă comună pentru anumite grupuri de țări. Există o posibilitate de a avea, nu știu, pași diferiți în accesul către politica comună? Poate fi un ritm diferit, pentru că noi vorbim despre două categorii de state, unele care au profitat de bugetul politicii agricole comune și de dezvoltare timp de 60 de ani și niște state care profită de doar 17-20 de ani. Adică oricât de repede ai merge, n-ai cum să prinzi în urmă un om care face agricultură subvenționată de Uniunea Europeană de 60 de ani.
Sunt companii în vest care s-au așezat, au ajuns la un grad de dezvoltare și de profit și care acum, dezvoltate fiind, își permit să facă pasul spre agricultura mai verde și o agricultură mai cum se spune, sustenabilă și rezilientă. Noi, în Estul Europei, încă nu ne putem permite decât dacă sprijinul financiar va fi mult mai mare ca să putem să sărim niște etape și să-i ajungem pe ceilalți din urmă. Dacă acest sprijin financiar nu va fi mai mare, va exista o Europa cu două viteze și, din păcate, decalajul dintre Est și Vest se va adânci pentru că trebuie să ne grăbim să facem față competiției externe și companiile care își permit deja o fac, companiile care n-au bani vor rămâne din ce în ce mai în urmă și vom avea o Europa în care se mișcă în ritmul diferit. Ni se va accepta, cu alte cuvinte, ritmul mai lent? Da, dar mai bine să nu fim în ritmul mai lent. Atunci revenim la bani. Bugetul Uniunii Europene pentru agricultură, din câte am înțeles, este în scădere. Ni se cere în același timp să schimbăm și tehnica agricolă, știți și dumneavoastră, minimum tilici și tot așa. Nu știu dacă fermierul român are banii să-și schimbe acum utilajele și toate. Există o subvenție care poate fi primită, să găsească fermierul pregătit pentru verde. Da, fermierul român e foarte amărât, în principal din cauza nivelului dobânzilor din această țară, care este, cred, cel mai mare din toată Uniunea Europeană și care nu-și permite ca un fermier din Danemarca sau un fermier din Germania să meargă și să ia cu o dobândă foarte mică niște credite, astfel încât să se poată finanța, să cumpere și apoi să și plătească. Și asta e o chestie care mă înfurie foarte tare, problema asta cu nivelul dobânzilor. Pe de altă parte, ce ar putea să facă? Există aceste ecoscheme care nu sunt obligatorii pentru fermieri, ci doar pentru stat, dar dacă fermierul le face, el va primi în plus niște bani care l-ar putea ajuta să-și facă un cost mai mic și să-și păstreze o rezervă pentru a investi în altceva. Pe de o parte ar fi banii pentru ecoscheme, care vin să se adauge subvenției. Pe de altă parte, cred că ar trebui revenit la un sistem de cooperativă, cumva. Sunt diverse programe care permit unor localități învecinate, de exemplu, să cumpere un utilaj agricol, să spunem, pe care să și-l împartă. Sau să fie niște cooperative care să pună bani împreună și să cumpere niște utilaje pe care de asemenea să le împartă. Asta există cam peste tot. Și a existat dintotdeauna, da. Și Ungaria lucrează așa, Polonia lucrează așa. Au fermele mici și atunci... Da. Nu, noi nu mai putem să facem să fim singuri pe lume, nu mai putem să fim lupi singuratici. Trebuie să punem umăr lângă umăr, mă rog, fermierii trebuie să pună umăr la umăr și să treacă peste reticențe și să înceapă să lucreze în comun. Eu am să vă rog să transmiteți un mesaj fermierilor. Au mare încredere în dumneavoastră, ați reușit să le câștigați inima. Ce ați vrea să le spuneți? Foarte tare că ziceți asta. Vreau să le spun ce le spun de fiecare dată, dar nu știu, parcă am senzația că nu... Că nu destul de tare. Da, nu destul țipați de în microfon, vă rog. Nu cred ei neapărat. Vreau să le spun că au în europarlamentari un sprijin. L-au avut din 2019, cel puțin încoace, și îl vor avea până când se va termina acest mandat, încă un an și jumătate aproape. Vreau să-i rog să vină spre noi și să comunice spre noi, pentru că informațiile, cu cât ajung la noi mai repede, cu atât avem mai multe șanse să schimbăm ceva care îi deranjează. Și aș vrea să nu mai fie situații în care fermierii vin să ne spună să modificăm ceva la două luni după ce a fost votat acel ceva în Parlamentul European. Aș vrea să existe această relație din foarte strânsă și să intre în reflex când oricărui fermier sau unui om din orice alt sector să intre în reflex legătura și conectarea cu europarlamentarul. Cred că nu fac nici cu parlamentarii, dar atunci când spuneți legătura cu dumneavoastră, aveți o adresă de mail sau care este modalitatea de contact pe care dumneavoastră o puneți la... Dacă îi dau căutare pe net și scriu Carmen Avram, o să apară pagina mea de pe site-ul Parlamentului European și dând click pe ea sunt adresele de mail acolo, sunt niște numere de telefon, pot să mă contacteze pe Facebook, pot să mă contacteze... Curaj să aibă!
Am avut un fermier care a avut curajul și a venit la mine și mi-a spus: întreabă pe doamna Carmen Avram ce facem. Dacă eu, de exemplu, sunt fermier și am teren foarte bun, eu nu vreau să las 5% nelucrat. Dar uite, în zona nu știu care, e o zonă care e nisip. Dacă pot, ca din cei 5% nelucrat, să nu se ia pe fermă, ci să se ia pe zonă, pe global, pe România, cum va face? Păi, acel 5% se referă la fermă. Da. Și atunci, dacă... Eu n-am voie să-l învăț prostii. Dacă are o zonă pe care mai nu proastă, ține neapărat să o lucreze, care nu i-a dat neapărat profitul la care se aștepta, adică producția la care se aștepta, atunci poate să o lase. Acest procent ar posibil să poată fi negociat un pic, să poată fi scăzut un pic, dar nu foarte mult. El va rămâne, dacă e acum mai 5, ar putea să rămână 4. Dar, deci nu va scădea foarte mult. Dar sunt mulți care se întreabă care a fost motivul Uniunii Europene care a zis că, domnule, din pământul, fie că e bun, fie că e rău, nu lucrăm 5. Pentru biodiversitate s-au calculat, ei la nivelul comisiei au propus, Parlamentul a mai calculat odată și au ajuns la suma asta. A fost mare zăpăceală atunci și foarte mult scandal, dar el nu trebuie neapărat să lase 5%. El trebuie să lase acel 4% care o comisie solicită prin cerințele de mediu. Dacă lasă 5% plus 4, acel 4%, el primește bani pentru acel 5% și mai primește bani și pentru acel 15%, 10% pe care îl face, pentru că e o ecoschemă. Dacă nu face ecoschemă, nu pățește nimic. Doar că nu ia banii pentru ecoschemă, care am înțeles că sunt 56 de euro pe hectar. Deci, dacă vrea 56 de euro pe hectar, poate să facă această ecoschemă, să-l lase nelucrat. Dacă nu, nu face și nu ia banii, dar nici nu... Oricum, acel 4% trebuia oricum lăsat dintotdeauna. Și acum se adaugă 5% și se mai adaugă acea suprafață de 10% care trebuie acoperită între iulie și septembrie, fie cu miriște, fie cu o plantație de o cultură, de orice tip, dar e între iulie și septembrie trebuie acoperită ca să reducă evaporarea și ca să păstreze în sol nutrienții. Deci asta ar fi o ecoschemă. Comisia Europeană a dat o listă de ecoscheme. Astea sunt unele, altele ar fi fost o digitalizare. Dacă investești în digitalizare, primeai bani ca să poți investi, ca să poți să-ți îmbunătățești ferma. Perdelele forestiere erau o altă ecoschemă, bunăstarea la animale e o altă ecoschemă. România a ales aceste două, terenul acoperit între iulie și septembrie, pe 80% din suprafață și 5% nelucrat. Deci dacă nu le face, nu-i nimica, dacă face, ia niște bani. Important e să știe cum își alege terenul, dar el trebuie să fi fost agricol, adică trebuie să fie teren agricol și să facă parte din fermă. Sunteți o persoană foarte serioasă și foarte documentată, dar dacă ar fi să aducem o persoană ca dumneavoastră într-un spațiu gen rețele sociale, Facebook sau indiferent de ce ar fi, se zvonește că e clar, nu vom mai mânca vită și vom fi obligați să mâncăm insecte. Ce le spunem unor astfel de persoane? Această treabă cu carnea este o strategie pe care o gândește Uniunea Europeană pe baza a două strategii, de la fermă la furculiță și strategia pentru prevenirea cancerului. Ea, cel puțin dacă nu ne-am pierdut mințile, nu are cum să devină obligatorie. Doar o recomandare pentru state să implementeze niște programe astfel încât să reducă consumul. Da, deci statele pot să decidă să nu, pentru că nu poți să-i impui unui om ce mănâncă. Deci, nici biserica nu face asta. Ne spune, ne recomandă un post sau se spune că e bine să postești înainte de sărbătorile mari sau două zile pe săptămână. Și biserica totuși are niște mii de ani în spate. Nu ai cum să-i impui unui om ce mănâncă. Eu am fost vegetariană 9 ani de zile. Mai sunteți? Nu, pentru că m-am îmbolnăvit și a trebuit să încep să mănânc carne, pentru că am început să am reacții la tot felul de plante. Și acum 3 ani a trebuit să revin la carne. Eu n-am o problemă să nu mănânc carne, pentru că între timp mi-am revenit. Dar ce am descoperit în timp ce sufeream a fost faptul că nu devii vegetarian așa. Înainte de deveni vegetarian, întâi trebuie să-ți faci niște controle de sănătate.
În al doilea rând, trebuie să stai de vorbă cu un nutriționist care să-ți spună exact care e echilibru dintre nutrienți, cum faci să asiguri într-o salată nutrienții de care ai nevoie pentru ca organismul tău să nu sufere. Deci atunci când îi impui unui om să nu mănânce carne, tu trebuie să-i și dai soluția că omul n-are timp, omul e la lucru și își crește copiii. Trebuie să-i și spui omului, îți pun la dispoziție ghidul ăsta, programe de training, doctori gratis. Alternativă spun, pentru... Da, și îți spun ce poți să mănânci ca să înlocuiești carnea. Și nici așa nu poți să-i ceri omului să nu mănânce carne. Omul mănâncă carne de când a apărut el pe pământ, de sute de mii de ani. Deci nu poți să vii azi să-i spui nu mai ai voie să mănânci carne. Dacă noi o să facem asta, oamenii nu o să mai aibă încredere în Comisia Europeană. Oamenii vom oferi pe tavă industriei producătoare de carne din America, din China, din Asia, întregul Asie, de Australia în special, Noua Zeelandă, toată producția de carne. Oamenii vor face rost de carne oricum, doar că nu vor mai cumpăra produsă în Europa după standarde înalte, ci vor cumpăra din alte țări care nu știm ce pun în ea. Iar ultima întrebare, așa cum toată lumea cred că se așteaptă să o pun unui europarlamentar. Intrarea României în Schengen. Intrarea României în Schengen este... Știu că vă aduc. În suspensie. N-am absolut nicio informație nouă despre asta, dar tăcerea ne spune și ea ceva, și anume faptul că încă nu. Cred că va trebui domnul ministru de externe, dacă ar putea să mai vorbească cu niște oameni, măcar la telefon, dacă nu se vede cu ei, președintele țării, poate că ar trebui, oricare ar fi el, la un moment dat, va trebui să se ocupe totuși de relațiile externe ale României, astfel încât să putem să avem și noi niște prieteni care să nu ne dea cu tifla atunci când avem nevoie de ei. Sperăm, poate spre, după, în a doua jumătate a anului, că avem în fruntea Consiliului Uniunii Europene o țară mai prietenoasă. Da, cine nici va fi? Spania, dar nu, nici asta nu garantează, pentru că, de fapt, nu e cine e la președinție, e Austria, care tocmai ce îl primește cu fanfară, reprezentanții ai Rusiei, nu știu, am văzut acum că fac o mare, domnul Nehammer are invitați de la Moscova acum, pe care îi primește cu drag. Deci asta ne explică, probabil parțial, și cine i-a dat ideea să se opună vehement intrării noastre în Schengen. Deocamdată nu, n-am veste bună. N-am nici veste rea, adică n-am, deocamdată e tăcere.